Politehnica Timișoara a învins-o pe CSC Peciu Nou scor 1-0 în ultima rundă a sezonului regular al Ligii 3. Albi-violenții și-au luat astfel revanșa pentru eșecul mai dur din tur și vor începe play-off-ul din seria 8 de pe locul 2, obținând astfel un meci în plus pe teren propriu. Înaintea jocului, cele două echipe erau la egalitate de puncte, iar Peciu Nou era avantajată de rezultatul din tur în caz de meci nul. Poli a început mai ofensiv și a dominat prima parte, în timp ce oaspeții au preferat mai mult contraatacul. Da, într-adevăr, a fost un meci echilibrat, așa cum știam, cum am pregătit. Știam că Peciu formează o echipă bună, compactă, nu-ți dă multe spații, dar am pregătit meciul să avem răbdare. S-a dovedit că până la urmă am reușit să găsim breșa și să câștigăm. Într-adevăr, a fost un meci și de luptă, puțin un derby local. Eu vreau să-i felicit pe cei din Peciu pentru că și meciul tur ne-au bătut meritat. Acum cred că am câștigat noi meritat. Mai urmează încă 3 meciuri, deci o să ne plictisim unii de alții. Sperăm în continuare să menținem locul 2. Nu va fi ușor, dar încercăm. Meciul ăsta e un semnal bun pentru noi. Ideea e că jucătorii noștri, din punctul meu de vedere, s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Am venit să jucăm, vă spun sincer. Am venit pentru că era un meci pentru noi, fiind calificați în play-off, era un meci fără presiune, un meci în care trebuia să ne ridicăm la nivelul spectacolului care a fost aici și, într-adevăr, galeria lui Poli a fost un spectacol fantastic. N-aveam nimic de pierdut. Asta e ideea. Până la urmă, ești un meci bun, un spectacol pentru ochiul neutru. Din păcate, pentru noi, într-adevăr, este o înfrângere. SC Phoenix Buzia și-a semnat cea mai notabilă reușită a sa în Liga 3, cea a intrării în grupa 1. Este al treilea triumf la rând afară și tot în județul Arad și reinaugurat cu un 5-2 în noiembrie la Ineu, astfel încât ultimul eșec pe drumuri al galben-albaștrilor datează din 7 noiembrie, în curtea liderului imbatabil din Oradea cu 4-2, conturat atunci pe finală nocturnă, peste săptămână. Da, o victorie meritată, o victorie muncită a noastră, după un meci cu o încărcătură psihică aparte. Trebuie să recunoaștem că obiectivul nostru la începutul campionatului a fost cu totul și cu totul altfel, dar este meritul băieților pentru că s-au mobilizat exemplar în toate etapele din sezonul regulat de până acum. S-au mobilizat exemplar, s-au autodepășit, iar ceea ce a realizat Phoenix Buziaș în acest sezon de Liga 3 este rezultatul muncii în echipă. Și când spun echipă, mă refer la lotul de jucători, la staful tehnic, staful medical și, în ultimul rând, la conducerea administrativă care ne-a asigurat toate condițiile sau au încercat să ne asigure condiții cât mai bune de pregătire. Arădenii au fost interesați de cum se descurcă echipa lui Mircea Rednic între meciurile cu FC Voluntari și U Cluj din play-out-ul Superligii și au urmărit din tribunele Arenei Banatul din S. Nicolau Mic, amicalul cu CSM Reșița. Bănățenii s-au bătut până în ultimele etape ale sezonului regular pentru un loc de play-off, dar au rămas să joace pentru salvarea de la retrogradare. Faptul că Rednic a apelat la o echipă experimentală s-a simțit în prestația gazdelor, care au ajuns cu dificultate în careul advers. Actul secund a început cu o lovitură liberă, executată bine de Morar de la 30 de metri, dar Rus a reținut de sub bară. Până la urmă, reșițenii au concretizat superioritatea din joc, cu toate că se aflau deja și ei cu destui tineri pe gazon. Și golul 2 a fost marcat de un fost tutist, Damian Isac, care a reluat cu stângul în cross o centrare din dreapta a lui Fărăgău. Vizitatorii au avut două situații, dar s-a încheiat 2-3. Echipa momentului în Banat a debutat în play-off-ul diviziei A1 cu un eșec în fața celor de la CSO Voluntari. După ce aceeași echipă se impunea cu scorul de 3-0 în ultima etapă a sezonului regular, formația lugojeană s-a văzut și acum învinsă cu 3-1 de această dată, Lugojul câștigând doar setul 2. Confruntarea va continua miercuri la Voluntari, unde Lugojul are nevoie de victorie în perspectiva meciului de acasă, care va fi decisiv. În cazul unui rezultat nefavorabil miercuri, voleibalistele din orașul de pe Timiș vor juca pentru locurile 5-8. M-am întâlnit un oponent foarte puternic. Azi cred că tot meciul a fost în fiecare element peste noi. Setul 2 și 3, am avut și noi în setul 3 șansele noastre, n-am rezolvat, rămâne să recuperăm cât de repede se poate și să încercăm la Voluntari să întoarcem seria la Liga. Da, din păcate jocul nostru nu a fost bun,
foarte bune, doar că nu au fost de ajuns și nu am reușit să clasificăm toate șansele pe care le-am avut în meci. Da, clar, noi mergem să ne jucăm șansa, mergem să câștigăm, până la urmă e doar un meci. Mai este mult. Victorie importantă pentru CFR Timișoara la finalul turului play-off-ului la futsal. A fost 4-2 pentru timișoreni într-un meci extrem de disputat, care constituie și o repetiție oficială înainte de turneul Final Four al Cupei României. Da, cred că noi suntem în cărți și s-a văzut că suntem o echipă pregătită pentru a juca în continuare locul 2. Ei au venit într-adevăr relaxați, au făcut un joc bun, dar se vede că nu mai sunt în competiție, se simte lucrul ăsta. Eu cred că Odorhei e o echipă mult mai bună decât s-a prezentat azi. Și noi, pe alocuri, ne-a pus probleme și la 5-4, până am încercat să găsim soluția de apărare. Am avut un pic tensiune, dar cred că dacă mai primeam un gol, intram într-o problemă mare. Dar una peste alta, cred că meritat. Am pregătit bine jocul, chiar dacă Checo a fost accidentat, am reușit să mai joc pe alocuri și eu să-i odihnesc și am putut să avem un lot competitiv azi. Revenit la Arad după 4 ani, Cătălin Vulturar vrea ca prin jocul său să ajungă să evolueze în cel mai puternic campionat din Europa și să fie titular incontestabil în Naționala României. El are ocazia să se evidențieze chiar sâmbătă, când UTA va juca în deplasare la Cluj cu Universitatea. Peste 10 ani îmi doresc să evoluez în cel mai bun campionat al Europei, să ajung cât mai departe cu echipa națională, și îmi doresc să rămân la fel de muncitor până la sfârșitul carierei. Vreau să vă spun că mă bucur să fiu aici la UTA. Vă așteptăm în număr cât mai mare pe stadioane și vă mulțumim pentru tot suportul vostru. Hai UTA! UTA va juca fără spectatori până la finalul sezonului, ca urmare a incidentelor de la meciul Dinamo UTA. Astfel, Comitetul de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a fost tranșantă. Reacția reprezentanților bătrânei doamne la această decizie a apărut. Iată ce transmit aceștia. Clubul a atacat prin recurs hotărârea Comisiei de Disciplină din data de 27 martie, în care UTA a fost penalizată cu o amendă de 100.000 de lei și disputarea a 4 meciuri de acasă fără spectatori. Condamnăm în totalitate actele de violență de pe stadioane, suntem pentru toleranță zero. Dintre toate consecințele negative ale hotărârii, cel mai puternic ne afectează că sunt pedepsiți 10.000 de oameni din cauza unui grup mic, greu de încadrat la categoria suporteri. Suporterii UTA-i se îmbracă în roșu și alb, nu în negru. Clubul a făcut recurs în primul rând pentru masa mare de suporteri și pentru echipă. Formația Phoenix Buzia și-a avut câștig de cauză la FRF după ce cei de la Progresul Pecica au contestat dreptul de joc al fotbalistului Cristian Pădurariu de la Buziaș. Progresul consideră neregulamentară mutarea, dar Pădurariu avea viza FRF. Adversarii sperau ca formația timișeană să fie depunctată, însă comisia a dat dreptate echipei timișene. UTA a fost pedepsit drastic de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal după incidentele de la nivelul terenului de dinaintea partidei dintre Dinamo și formația arădeană. Mircea Rednic e foarte afectat de perspectiva disputării fără spectatori a partidelor cu FC Botoșani, Hermannstadt, Oțelul Galați și FCU Craiova 1948. Cu atât mai mult cu cât UTA a fost privată de susținătorii săi în lunile de exil din finalul anului trecut. Totodată, Puriul mai crede că federația a dorit să dea un exemplu puternic, iar Dinamo și UTA au căzut la mijloc. Câteodată stau, mă gândesc, ce Dumnezeu, cu ce am greșit, că de când sunt la UTA tot timpul intervine câte ceva și noi nu putem să ne desfășurăm activitatea, vorbesc și cu renovarea gazonului, am fost obligați ca 8 meciuri să le jucăm în deplasare, pentru că și alea care le-am jucat acasă tot în deplasare au fost. Acum
Noi am făcut eforturi, iar eu de la care am pornit de la zero, s-a format o echipă, ne-am luptat să câștigăm un loc care să ne permită să jucăm mai multe meciuri acasă și acum să primim vestea că următoarele patru meciuri să jucăm fără suportere. Noi, de când am avut voie să intrăm pe gazon, pe nou gazon, am avut 6 meciuri, 5 victorii și un egal. Dar pentru noi contează foarte mult ca să jucăm cu suporterii alături. Pentru a doua oară, într-o lună, Gloria Buzău a încurcat planurile celor de la Corvinul și nu oricum, ci în nocturnă, la primul joc disputat astfel la Hunedoara în campionat. Corbii au fost mai periculoși timp de 65-70 de minute. Au și marcat prin Timotei Mitran în minutul 50, pentru că oaspeții se egaleze în minutul 72. Eu zic că am început puțin cu trac, deși chiar și așa ne-am creat 4-5 situații în părțile laterale unde știam că vor veni acțiunile noastre. Ne-am eliberat atât cu Iacob cât și cu Velisar. Dar centrările cumva au fost defectoase în prima repriză, după care a doua repriză am reușit să marcăm și la fel am reușit cumva să nu întâmpinăm acel șut, deși și în meciul pe care l-am jucat la Buzău, Amatov când a intrat, la fel, a avut un șut periculos de la 25 de metri, cumva l-am eliberat acolo pe... I-am dat posibilitatea să tragă la poartă, un jucător bun, cam astea. Echipa a arătat bine.